Pisa. Parcă n-a pierit de toți Seva neamului ăsta. Se acordă premiul special Etnos pe anul 1997 grupului folcloric Iza din Maramureș, condus de Ioan Pop, pentru păstrarea și cultivarea tradiției cântecului și obiceiului moroșenesc. Domnule Pop! Mulțumim frumos pentru încrederea acordată de către Fundația Culturală Etnos. Aș vrea să vi prezint și pe membrii acestui grup minunat, domnul Ion Gereben, domnul Gheorghe Florea, unul dintre vestiții frații Florea, așa sunt cunoscuți, domnul Ioan Pop, inimoasa soție a sa, doamna Anuța Pop, domnul Ion Petreuș, domnul Gheorghe Opriș, solista pe care ați putut să o ascultați atât de frumos a cântat Voichița Nemeș, și soțul său, Petru Andreica. Încă o dată, felicitări! Profesionalist cu care a făcut această transmisie. Mulțumim încă o dată sponsorilor noștri. Îngăduiți-mi să mulțumesc și colegilor mei, tuturor care au fost aproape de mine în această împrejurare, atât de la Centrul Național al Creației Populare, cât și de la Fundația Culturală Etnos. Mulțumesc departamentului TVR, nu, TV România Internațional, am zis-o și eu, poate care o dată bine la sfârșit, cu care am colaborat bine. Mulțumesc domnului Vartan Arachelian, directorul acestui departament, și, bineînțeles, doamnei Elize Stan, cu care sper să mai putem colabora și în viitor.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Și pentru că urmează cât de curând Sfintele Sărbători ale Paștelui, vă doresc să le împliniți cu sănătate, cu pace și cu voie bună. Bună seara! Gala se încheie aici, vă invităm la anul la ediția 6.